Sfântului Duh. Amin. Subsemnatul diacon Cerbu Ștefan Daniel, chemat la Irotunia într-un preot pe seama Catedralei Arhiepiscopale cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Roman, protopopiatul Roman, județul Neamț, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a chiriarcului meu în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Părinți, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de pricană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată bună cuvința, căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei.
nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriacul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel chiriacului meu, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și succesorilor săi în scaunul chiriarhal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte regiiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Amin. Așa să-ți ajute Dumnezeu în toată lucrarea ta preoțească, drept pentru care îmi dăinește Sfântul Evanghelie. Poruncește! Poruncii al preasfințitei stăpâne spre robul lui Dumnezeu, diaconul Ștefan ce vi se aduce înainte spre a fi hirotonit întru preot. Rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de o ființă. Isaie dănțuiește Fecioara avut în pântece și a născut Fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui pe care reslăvindu-L pe Fecioara oferișit. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic, vrednic este, vrednic, vrednic este, vrednic, vrednic este. Vrednic este, vrednic este, axio. Vrednic este! Vrednic este!